Salut, prieteni! A venit primăvara, la Deva este o dimineață superbă. Astăzi îți savurez cafeaua la Aero Tank. Un nou Clearom scos de către cei de la Kangertech, puțin diferit de ce v-am prezentat. Dar mai bine, haideți să vă arăt cum vine și ce este acest nou Clearomizor Aero Tank. Vine în cutia aceasta, cei de la Kangertech au mai scos un clearomizor. Haideți să vedem cum vine. Cam așa e tot. În plus vine cu acest cod care puteți să-l răzuiți. Nu știu dacă se vede. Ok. Aveți aici să vă... To ensure the... Da. Să vă treceți nu știu ce cod pe aici. Ok. Produsul vine sigilat. Eu l-am desigilat, l-am testat de o săptămână. Vine cu o cărticică cum să umpleți și cum să vă jucați cu inelul de control al aerului. Mai vine cu un inel pentru cei care folosesc baterii de tip EGO. O rezistență de schimb, două garnituri pe care eu una, bineînțeles, am pierdut-o. Cam așa este atomizorul nostru. Și să începem să vă arăt istoria unor clearomizoare care mie, sincer, mi-au plăcut. La unii le-au displăcut. Aero Tank, aici avem Kanger Pro Tank versiunea a doua. Era și versiunea 3. La acesta n-am făcut o recenzie. Și bineînțeles, Kanger Pro Tank versiunea 1. Am o recenzie la el. Acesta i-a încrăpat Pyrex-ul. Nu știu cum am reușit. Dar l-am folosit foarte mult timp. S-a și îngălbenit. Bun. Să vă arăt exact pe bucăți. Muștiuc 510. Un muștiuc din SS. Acesta v-am zis că l-am folosit exact ca la celelalte atomizoare. Se desface în partea de jos. Se desface totul bucăți. Se montează rezistența. Cred că e compatibil și cu celelalte tipuri de rezistențe. Nu l-am încercat. Partea superioară, oțel. Partea inferioară, bineînțeles, cred că este tot alamă. Puteau totuși să-l facă tot. Rezistența se schimbă prin, cum ați văzut la celelalte, îi montați foarte ușor și schimbați rezistența. Rezistența este dual coil. Ceva nou pentru cei de la Kanger, pentru mine. Am înțeles că la ProTank versiunea 3 este același tip de rezistență. Conector 510. Vedeți, aici sunt găurile de tiraj pentru aer. Cred că 3 la număr. Am brotit de-am amețit. Și reglajul de aer. Se poate roti. Cred că era mai bine să-l curăț ăsta înainte. Vina mea. Nu. Merge foarte ușor. Umplerea lui cu lichid. Se face foarte ușor. Înclinați tancul. Puneți sticla. Pentru curățare se desface foarte ușor. Geamul se poate schimba. Cam 2,5 ml de lichid. Bun. Haideți să ne jucăm cu Kanger Aero Tank.
Ce am omis să vă arăt, această rezistență, desfaceți așa, ușor desfaceți coloana, este puțin diferită față de rezistențele inochin. Sunt puse două rezistențe, deci dual coil, puse una deasupra celelalte. Bun. Ce am uitat să vă mai spun pe close-up, se desface totul pe bucăți. Deci, în caz că ați crăpat acest geam, cred că se poate înlocui cu, avem aici, este același geam ca și la ProTank. Acesta este versiunea 2. O să revin. Arată foarte slick inelul ăsta de aer. Eu l-am deschis la maxim. Când îl deschid la maxim, de obicei îl strâng și merge mult mai greu. Acum. Kanger Aero Tank. Este pe gustul meu. De ce? Este foarte aerat. Din cât l-am testat, chiar dacă închid inelul ăsta, se reduce aerul. Dar nu foarte tare. Să încerc să... Acum ai închis aproape mai mult de jumate. Mă uit la nivelul unei găuri de tirare aici. Cam așa. Da. Aerul nu mai vine așa de puternic. Îl face să fie mai gătuit. Pentru cei care preferă, eu o să-l las deschis la maxim. Pentru cei care preferă un... Eu am forță de sucțiune foarte mare, îmi place să trag pentru volum de abur și aromă. Și dacă trag foarte tare, în special pentru clearomizoarele care au rezistența jos, automat, indiferent că folosesc un lichid mai viscos, le inund. Așa că țin aerul deschis la maxim și merge bridge. Față de rezistențele de la ProTank, de la Evod, care sunt compatibile la tot ce există bottom coil clearomizor, acestea nu mai au acea bucată de silica deasupra, care de obicei mulți fac dry burn, cureți rezistența, pui o bucățică nouă de silica, ei pus acest, cum să zic, țevușca aceasta cu acest o-ring, și merge. E foarte greu să faci dry burn la această rezistență. Deci asta ar fi un aspect negativ. Hai, cureți rezistența de sus, o sufli, aia de jos e mai greu. Pentru cei care preferă să-și facă rezistențele singuri, nu e chiar greu. Scump patent, ai scos pinul de plus, ai luat. Recomand să faceți rezistențele tot cu un zapper. Ce e acela zapper? Probabil o să se întreabă cei care sunt la început. E acel aparat de sudură, vă uitați pe forumul, care lipești firul rezistiv de firul non-rezistiv. Pentru că atunci când apeși, când se încinge firul rezistiv, să nu vă topească această garnitură de silicon care prinde contactul. Îl recomand, acesta îl recomand celor care sunt la început în avapatului. E un clearomizor bun. Se umple, ați văzut, foarte ușor prin partea de jos. Ai turnat direct cu sticla, n-ai nevoie de siringe, alte chestii. Se umple foarte ușor. Poți să-ți reglezi exact singur aerul. Nu este. Am încercat și V2-ul. O să vi-l arăt aici. Îl mai folosesc. Kanger ProTank V2. Seria ProTank a fost versiunea 1. Am o recenzie. Uitați-vă pe canalul meu de YouTube. Cea cu tankul.
Acela era foarte aerat. Am și crezut că dacă îi spune pro-tank, este făcut pentru pro-vape, pentru pro-vari. Într-adevăr, se așează foarte bine. Acela, prietenul meu din Focșani, Amonastro, s-a plâns că e foarte aerat. Au mers pe forumul, o grămadă de discuții, au băgat în mufa 510, scobitor, să-l facă mai puțin aerat. Totul ținea de pinul acela, pinul din interior, pinul de plus, adică această bucățică mică. Diferă rezistențele de la ProTank versiunea 1, diferă de rezistențele de la versiunea 2. Sincer, la versiunea 2 mie mi se pare destul de înfundat, de aceea eu i-am luat rezistența care am pus-o de ProTank V2 și i-am pus pinul de la versiunea V1. Sunt diferite stiluri de a vapa, unii le plac mai aerat, unii mai să fie aerul nu așa deschis. Merge și acum, îl folosesc și acum, e foarte ok și versiunea 2. De aceea, vorbim de aerotank, este exact versiunea 1, vorbesc de aer, și versiunea 2. Dacă îl închizi inelul spre mai la maxim, ai versiunea 2. Dacă l-aș deschis, cum e cazul meu de față, ai ProTank V1. Rezistența dual coil, într-adevăr, are un consum mai mare de lichid, dar o aromă și un volum de abur destul de mărit. Eu l-am setat undeva la puterea, la nu puterea, la 4 volți, deci tensiunea de 4 volți. Rezistența lui este undeva. Stați să văd. 2 ohmi. Cam 2 ohmi are acesta. Și merge, pot să-l duc undeva. Ia să-l ducem la 4-5. Țin pe provarii mini un pic mai jos, deoarece nu am așa autonomie mare a bateriilor. 4,5. Cu siguranță această recenzie va fi și la televizor. Era o glumă. Unii știu de ce. Aerotank. Singurul aspect negativ care o să vi-l spun pentru unii, nu contează, mi-ar fi plăcut să aibă și baza. Baza să fie și baza atomizorului pe care se înfiletează rezistența să fie din SS, din oțel. Ok. Au făcut muștiucul, au ținut Pyrex-ul, deci puteți să puneți și mentă și alte care de obicei crăpau policarbonatul la unele clearomizoare, tancuri, l-au lăsat din Pirex, se curăță foarte ușor, foarte ok, se desface tot, îmi pare rău că am omis pe close-up, se curăță foarte ușor, e foarte ok, dar tată, dacă făceau și ăla, era premium, premium, premium. Dar așa este, așa vi-l prezint. Până data viitoare, vă mulțumesc foarte mult. O să încep să fac, să vă aduc în fața noastră și produse pentru cei care sunt entry level, cei care sunt la început. Acesta, da, îl recomand. Pentru cei care sunt, chiar dacă ai o baterie Ego, ați văzut în kit, vine și cu acel inel, arată foarte bine. Undeva diametru de 19 mm, nu arată ciudat. Îi puneți ce mușchiuc doriți dumneavoastră. L-au făcut, nu l-au mai făcut așa rotunjit, bling bling, acesta este mat, este ok. Îl recomand. Până data viitoare, v-am pupat și vă doresc o primăvară frumoasă.